Aflat în județul Hunedoara la doar o lună de la ultima vizită de lucru efectuată pe teren, Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, a dat asigurări că proiectele de infrastructură aflate în derulare în județul nostru vor fi continuate și finalizate conform graficelor. Ministrul a făcut referire la tronsonul de cale ferată de mare viteză, dar și la proiectele de infrastructură rutieră care vor lega Deva și Hunedoara de autostradă. În primul rând trebuie să facem descărcarea de la Sântul Alm, lângă Deva, ca să se iasă și da, ca să se iasă spre Hunedoara. Asta e un lucru pe care l-am aprobat deja și va fi făcut rapid. De asemenea, ceva la care, nu știu, poate dumneavoastră cunoașteți pe cineva din Șoimuș, că acolo se face iarăși o descărcare care va avea într-un final forma care trebuie, fiindcă altfel, astăzi nu înțelegi nimic din acea urcare pe autostradă de la Deva Șoimuș. Ăla este iarăși un lucru pe care îl vom face. Ceva ce leagă Hunedoara de Timiș, și anume marginea Hol, de acea rușine națională, sincer. Pot să vă anunț acum, contractul este semnat, s-a terminat faza de proiectare, în această toamnă se intră la execuție, ceea ce este un lucru foarte bun. Pe calea ferată, probabil unul din tronsoane va fi gata în toamna aceasta, iar celelalte două, sigur, legând Curticiu de Sighișoara până la jumătatea anului viitor, de la Curtiș la Sighișoara, toată linia de cale ferată va fi modernizată pe bani europeni. Declarațiile ministrului Sorin Grindeanu au fost făcute vineri 29 septembrie în cadrul conferinței pentru alegerea echipei care va conduce organizația județeană PSD Hunedoara în următorii 4 ani.